Hai, salutare, oameni buni, bine v-am regăsit. Două zile, piesă nouă, în colaborare cu Răzvan de la Banda. Degeaba 2, ok, producție Snare. Hai să vedem despre ce e vorba. Bă, s-a lăsat frigul afară. S-a lăsat frigul bine. Sufletul la încercare să... Poți e repede, a început direct, frate, ești nebun. Secunda 13 a început, 12. Nimeni nu-i degeaba. Mă pune sufletul la încercare să fac un catrena. Dobândit asta, am crescut-o pe teren. Iau inițiativă în domeniu. Am ales să fac asta, mai trecut un deceniu. Iau inițiativă în domeniu. Cumva... e ciudat spus să iei inițiativă în domeniu, dacă stai să o gândești un pic cumva. În orice domeniu ai practica, ar trebui să ai, deci să vină de la ține inițiativa. Dar e foarte practicantă treaba asta în muzică spusă. Tare. Pe teren iau inițiativă în domeniu. Am ales să fac asta, mai trecut un deceniu. Un sclipit deceniu, poate să treacă și un mileniu. Rimele pentru mine sunt premiu. Iau premiul și îmi iau avânt. N-am nimic de oferit pentru necunoscut. N-am nimic de oferit decât dragoste celor ce mă iubesc fără sentimente false. Pot să fii înger și pacoste. Pot să fii iad sau rai, așează-te. Memento mori, viața trece, dar nu uita că viața mai frumoasă ți-o fac trecătorii și următorii vor fi ca tine. Ok, că viața mai frumoasă ți-o fac trecătorii, ok. Că și trecătorii are mai multe înțelesul, trecătorii care... Bine, dacă vrei tu să-i dai mai multe înțelesuri, e foarte complicat. Ok. Nu prea e de explicat aici. Trebuie să fii pentru fiecare. Că viața mai frumoasă ți-o fac trecătorii și următorii vor fi ca tine. Și n-ai făcut nimic să fii ca ei în fine. Degeaba-ți povestesc eu ție, tu mie. Dacă n-avem numitor comun, se știe. Avem aceleași drumuri, dar separate. Și nu avem aceleași scopuri determinate. Degeaba-ți povestesc eu ție, tu mie. Dacă n-avem numitor comun, se știe. Avem aceleași drumuri, dar separate. Și nu avem aceleași scopuri determinate. Aici am crescut, am auzit că ar fi vrut mulți. Ce-am trăit tu, nici nu poți să asculti. Să le știi cu toate drepte, per total neputincios. Greu de crezut din afară, dar cuțitul intră în os. Trece și de el. Tentații sunt multe decât nevoia și au răbdare să te asculte. Că poate deții sute, clar pe jos pierdute. Și te vezi la conducere sătul de insulte. Poate oriști altfel, dă Doamne să pice. Când apar norii să ai gloanțe să îi strice. Dacă nu acum, poate în altă viață. Nu trăi în spate, spui totul în față. Mai bine pierde. Nu știu, frate. Nu știu cum sunteți voi, dar cumva mă mir câtă răbdare avem noi oamenii de rând, cumva. Că încă nu a ajuns cuțitul la os. De ce zic treaba asta? Pentru că cumva am așteptări, dar foarte, gânduri foarte negative. Cumva, nici nu cred că ar trebui să le spun în poime aici pe net. Mai bine nu le zic, că la ceea ce vreau să spun e grav. Adică grav, cumva, nu știu, e complicat. E complicat, pentru că cumva îți dorești, dar e foarte rău, știi, cumva. Dar de ce spun treaba asta? Pentru cei care ați înțeles la ce mă refer. Cumva să se instaureze frica și sus. Pentru că odată ce se dă un start,
cumva le e frică celorlalți să mai facă prostii în care se ne ține pe noi jos, cumva. Mergi mai departe. În altă viață, nu trăi în spate, spui totul în față. Mai bine pierdere de tot decât creștere în toleranță, decât creangă și tol. Stai așa, stai că am pierdut aici. Pice, când apar norii, să ai gloanțe să îi strice. Dacă nu acum, poate în altă viață. Nu trăi în spate, spui totul în față. Mai bine pierdere de tot decât creștere în toleranță, decât creangă și Tolstoi. Mai bine păstorel cu greață, rămâne dragostea prezentă întotdeauna la apel. Ori că drumuri separate, ori construim un castel. Degeaba-ți povestesc eu ție, tu mie. Dacă n-avem numitor comun, se știe. Avem aceleași drumuri, dar separate. Și nu avem acele scopuri determinate. Degeaba-ți povestesc eu ție, tu mie. Dacă n-avem numitor comun, se știe. Avem aceleași drumuri, dar separate. Și nu avem aceleași scopuri determinate. Nimic nu-i degeaba. Frumos. Băi, frumos. Tare piesa, felicitări, felicitări și mulțumim. Like, bineînțeles, pace.